Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Încă un accident îngrozitor pe DN2, E85, mă rog, cunoscut ca drumul morții. 4 morți și 5 răniți grav, printre care și un copil. Accidentul s-a petrecut miercuri, adică ieri. S-a produs tragedia, deci, când un șofer a intrat pe contrasens cu mare viteză și s-a izbit violent de o mașină care circula regulamentar. Accidentul a avut loc pe segmentul experimental de drum 2+1 între Movilița și Sinești. Despre ce este vorba? Toată lumea care a trecut măcar o dată pe DN2, drumul către Moldova, a reținut particularitatea acestui drum. O bandă pe sens cu încă o bandă de urgență mai îngustă, dar care dă senzația multor șoferi că ar fi așa un soi de bandă de depășire, că drumul ar avea cumva o bandă și jumătate, ceea ce nu este deloc cazul, da? Te fură priveliștea. Iar segmentul acesta experimental, 2+1, cum îi se spune, înseamnă că pe porțiunea respectivă, pe un sens au fost făcute 2 benzi, iar pe celălalt lărgimea a fost redusă la numai una. Dar, atenție, accidentul acesta cu 4 morți și 5 răniți a fost provocat de un șofer care, incredibil, a ieșit pentru depășire pe contrasens de pe sensul cu 2 benzi. Deci, cum ar veni, el s-a dus a treia bandă. Înțelegeți? Acolo nici nu mai știi care-i cu 2 benzi și care-i cu una și jumătate odată și se depășește într-o mare veselie, rămânând de fiecare dată cu senzația că cel care vine din sensul opus trebuie să dea la o parte, da. Știi? Ăla este... Se circulă în viteză, adică e ceva, da. E gen autostradă, dar nefiind autostradă. Cam asta e viteza. Este singurul drum din România pe care am avut pentru o fracțiune de secundă certitudinea că o să fiu spulberat de o mașină e care groaznic. Venea pe contrasens. Singurul drum. În rest, bun, am mai fost, că fiecare care conduce pe drumurile noastre are diverse momente mai puțin plăcute. Dar ăla, cred că mi-a și șters un... La un milimetru a fost de oglindă, de oglinda laterală. E și o porțiune foarte lungă. Și incredibil. Distanțe destul de mari în linie dreaptă și ai senzația că te poți duce și că ai vizibilitate. Comentând tragedia de ieri, cei de la Asociația Pro Infrastructura spun la un moment dat... Din 2016 urlăm în van pentru aplicarea soluției corecte pe acest drum. La telefon este Ionuț Ciurea, directorul executiv al Asociației Pro Infrastructura. Bună dimineața, Ionuț! Bună dimineața! Despre cine este? Despre ce este vorba? Despre ce este vorba? Care e soluția corectă aici? Soluția corectă este aplicarea acestui segment, acestui profil de plus un alternativ și trecerea lui de la stadiu de segment experimental la aplicarea pe scară largă. Da, dar uite că 2+1 a dus la accidentul de ieri, adică degeaba avea 2 benzi că a intrat pe a treia, pe contrasens. Așa e, mai avea ceva de zis. Da, parapet. Separator de sens. Separatorul de sens, care este singura soluție și contra șoferilor absolut inconștienți. Noi am rămas fără epitete. Eu sunt buzoian, probabil că unii care ne urmăresc știu lucrul ăsta. Am făcut drumul ăsta 10.000 de kilometri, fără să exagerez. Și cum povesteai mai devreme, am măcar 10 evenimente de genul ăsta de șters la oglindă. Da. E o mică minune că mai trăiesc, sincer, și că sunt întreg. Da. Bun, dar poate nu e spațiu și... să instalezi parapet pe mijloc, adică poate drumul nu este e... Este spațiu. Nu mai există în momentul ăsta, au fost discuții în toți anii ăștia în care am promovat soluția asta salvatoare. Soluția salvatoare, care salvează efectiv viețile oamenilor, care nu este implementată, în fine. Am avut discuția asta tehnică, public și non-public prin CNAIR de nenumărate ori. Că n-ar fi spațiu, că ce se întâmplă dacă se oprește un vehicul pe banda unică, nu poate să fie depășit, că trebuie să tai parapetul elastic, tot fel de discuții de genul ăsta. Acum există, de curând s-a adoptat și o modificare care permite ca pe drumul național să ai o bandă sau toate benzile, dacă e nevoie, mai mici, mai înguste, de 3 metri și jumătate. Astfel încât, dacă faci pe profilul ăsta o bandă de 3,75, deci exact cât este pe autostradă banda, și celelalte două benzi le faci mai mici de 3,50, adică de 3,25, ai suficient loc pentru parapet elastic sau chiar unele tipuri de parapete New Jersey, dar cele mai eficiente sunt parapetele elastice. Parapetul, descrie-ne pentru cei care nu știu ce înseamnă parapet elastic, ce înseamnă parapet New Jersey.
Parapetul New Jersey este parapetul de beton, de beton, care în mod normal este mai gros, mai da, gras, dacă vreți, mai lat. Are baza mai lată, sunt unele care au baza mai lată, dar sunt unele tipuri de parapet New Jersey care sunt mai slim, dacă vreți, mai îngust. Pot fi, în cazuri, nu e cea mai bună variantă pentru treaba asta, cea mai bună variantă este parapetul elastic cu cablu. Așa cum am dat exemplu de nenumărator Suedia. Cert este că trebuie o barieră, indiferent care ar fi ea, că se găsesc soluții. Nu este o soluție unică. Am fost acuzat că am fi sponsorizat de unii care vor parapete, tot felul de aberații. Este cert pentru toată lumea care are puțină rațiune să vadă, oricine poate să vadă, că pe acest drum îți trebuie un separator între cele două sensuri de circulație. Soluția este evidentă. S-au instalat parapeți de acest gen, mă rog, parapeții de beton, s-au instalat pe segmente din DN1, lungi, inclusiv la ieșirea din București, inclusiv între Ploiești și cum ce e acolo, Comarnic. Da, nu este o noutate. Chiar pe DN2 la Afumați este acest tip de cablu elastic, parapet elastic, este instalat de acum mulți ani, tot ca un test, pe vreo 2 km. Și și-a dovedit eficiența. De ce nu se face? Este foarte important să înțelegem. Da. E foarte important încă un lucru important legat de parapet. Să înțelegem că unii șoferi nu pot fi potoliți decât cu o barieră fizică. Și dincolo de discuțiile despre educarea lor, mai este și aspectul intrării pe contrasens în caz involuntar. Adică ai dormit la volan, vizibilitate proastă, ți s-a făcut rău la volan și așa mai departe. Și dacă reușești să stai pe sensul tău, nu iei și pe alții cu tine, ca în cazul de față. Da. Și despre asta este vorba. Cred că e unul dintre cele mai ucigătoare drumuri din România. Asta este drumul, ca să-l identificați, drumul pe care a murit Laura Stoica, însărcinată, când o mașină a intrat pe contrasens, tot așa. Bun, de ce nu se face? Adică de ce Dumnezeu nu se face dacă soluția de evidentă? Și chiar e evidentă. Este evidentă și este o soluție care se poate aplica fără exproprieri, fără acord de mediu, fără relocări de utilități. Bașca mai e și ieftină dacă o compar cu viețile salvate și cu ceea ce ar trebui să faci în mod normal dacă ai un drum teribil de periculos. Și anume să scoți în primul traficul din localități. Să facem autostrada A7. Dar și după ce o să fie A7, drumul ăsta o să aibă mult trafic local. Deci mulți spun acum au mai găsit ceva ca să nu facă. Domnule, o să facem autostrada A7, avem licitații, avem chiar două contracte semnate între Ploiești și Buzău. Minunat, extraordinar! Traficul local, după ce o să fie autostrada A7, o să fie semnificativ. Da. Adică și nu e ca și cum se închide drumul respectiv. Da. De ce nu se face? Nu mai există în momentul ăsta. Poate că nu a existat de ani de zile, dar acum chiar nu mai este niciun impediment, nicio scuză de ordin birocratic. Poate că unii, apropo de asta cu autostrada, poate că unii mai țin minte drumul către mare de pe vremuri, drumul vechi, cum mi se spune acum. Da, deși el atunci. Da. Și acum toată lumea merge pe autostradă, dar uneori te mai scoate Waze-ul pe partea aia sau mai ajungi în zona aia și mergi. Eu când ajung pe drumul vechi, cum ar veni, nu-mi vine să cred în ce condiții de risc se putea călători pe atunci. Bun, da, cât de costă? De ce nu se face? Haideți să vă spun de ce nu se face. Nu se face pentru că în toți anii ăștia, și înainte să existăm noi, Asociația pentru Infrastructură, în toți anii ăștia, destinele drumurilor românești au fost conduse și în continuare sunt conduse de niște politicieni corupți cu girofar albastru, cărora nu le pasă de oamenii de rând și care se cred invincibili, care cred că niciodată nu o să se întâmple lor, chiar lor. Mai mult decât atât, nu lasă oamenii care, nu sunt mulți, nici ăștia, dar sunt câțiva oameni prin compania de drumuri care au înțeles că drumul ăsta nu e doar necesar, ci pur și simplu soluția asta salvează multe vieți, zeci de vieți în fiecare an. Mulțumesc foarte mult, Ionuț Șurea, director executiv al Asociației Pro Infrastructură. Eu sunt convins că ministrul Bode nu este un ministru corupt și nici domnul Grindeanu de la Transporturi nu sunt deloc corupt și sunt interesați de viețile românilor și ca atare poate urnesc ceva pentru salvarea vieților de pe DN2. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.